Pugiliștii de la CSM Ploiești au avut un sfârșit de săptămână intens. Ei s-au bătut în două gale cu sportivii de la CSM Călăraș, iar și astăzi s-au disputat peste 20 de meciuri în care au fost implicați și sportivi de la Voința Ploiești și din Târgoviște. Concursul a fost organizat pentru junior și tineret în perspectiva următoarei competiții oficiale. Maestrul Titi Prosop spune că înaintea fiecăror lupte importante, boxerii trebuie să aibă meciuri în picioare, deoarece jocul este cel mai bun antrenament, ca în majoritatea sporturilor. Dacă joi Titi Tudor a supervizat întrecerile, vineri s-a deplasat la Câmpul Lung Mușcel cu pugilista Gabriela Mesei, care și-a asigurat medalia de argint în cadrul campionatelor naționale de senioare. Următoarea întrecere a băieților va fi peste două săptămâni în organizarea celor de la CSM Călăraș, echipă ce tocmai a boxat pe Bulevardul Castanilor din Ploiești. În perioada 13-18 octombrie se va desfășura Cupa României de Tineret. La două zile distanță este termenul limită la care Titi Tudor și ceilalți colegi din boxul prahovean trebuie să trimită propunerile și criteriile lor prin care antrenorii pot fi numiți și pugiliștii selecționați la loturile naționale. Inițiativa a fost luată de Federația Română de Box, condusă de Leonard Doroftei, și vine ca urmare a nemulțumirilor din ultima vreme privind prezența unor antrenori și sportivi la echipele naționale.